Dacă până acum impozitele se raportau la suprafața utilă a locuinței, de acum înainte vor fi calculate în funcție de suprafața construită care este mai mare, astfel că la Târgu Jiu taxele și impozitele vor crește simțitor. Spre exemplu, pentru un apartament de 54,5 metri pătrați, impozitul în 2016 va fi de 165 de lei față de 147 cât a fost anul trecut. Cei care au și activități economice în spațiile de locuit vor plăti taxe de 5 ori mai mari decât anul trecut. De aceea am încercat să venim în sprijinul contribuabililor, dar să ținem cont și de necesitățile autorității administrației publice locale, să creăm un echilibru între cele două părți aflate în această realizare a bugetului, între cei doi subiecti, și atunci am găsit de cuvință să diminuăm cota de impozit care în acest an era de 0,1% la 0,09% pentru marea majoritate a contribuabililor noștri care dețin clădiri rezidențiale, adică clădiri destinate locuirii. Târgujenii mai plătesc la primărie taxe pe teren și mijloacele auto, aici valorile fiind menținute sau scăzute, dar și alte zeci de taxe ocazionale. Unele taxe se mențin la fel ca anul trecut, 100 de lei pentru căsătorie în zilele de sâmbătă și duminică și de sărbătorile legale și 500 de lei pentru divorț pe calea administrativă, 400 de lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei, taxa de parcare rămâne 120 de lei pe an, iar viza anuală pentru taximetriști de 140 de lei. Care au apartament de 50 de metri pătrați, dacă au un impozit în momentul de față de aproximativ 1.400.000, la an vor plăti cel puțin 1.700.000, deci au o creștere cu 20%. Inclusiv persoanele care dețin clădiri nerezidențiale, spațiile comerciale, vor avea o creștere de 5 ori a taxelor plătite în acest moment. Pe de altă parte, și amenzile vor fi mai mari în acest an. Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1.050 de lei la 1.250 de lei de la 1 mai, iar acest lucru va duce și la creșterea amenzilor pentru contravențiile rutiere. Conform codului rutier, un punct amentă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie. Astfel, un punct amendă va fi egal cu 125 de lei față de 105 lei cât este în prezent. De la 1 ianuarie 2016 avem reduceri de prețuri la produse și servicii în urma scăderii cotei TVA la 20%, iar în unele cazuri la 9% și chiar 5%, cu ieftinirea energiei electrice cu 5-6%, reducerea impozitului pe dividende la 5%, dar noul an aduce și scumpiri la polițele RCA și la impozitele pe locuințe și terenuri. Cât privește polițele RCA, firmele de asigurări anunță că sunt mai scumpe cu până la 50%. În România, polița RCA este o poliță neproductivă. Și, ca urmare, s-a luat o decizie la nivelul fiecărei entități de asigurări pentru, în vederea creșterii acestei prețurilor pe multe segmente, dar nu pe toate. Sunt creșteri de câteva procente, sunt creșteri de 10%, sunt creșteri de 100% pe anumite segmente. În realitate, asigurările auto aproape că s-au dublat în 2016. Nu e bine, că uite, suntem oameni bolnavi, nu avem cu ce circula, avem copii care n-au servici. Nu se merită să dai bani. Niște bani dați în vânt, nu-ți fac treburile decât tăblăria, motor, nu se poate așa asigurare. Șoferii tineri vor băga adânc mâna în buzunar, mai ales dacă sunt proprietarii unor autoturisme cu motoare puternice. Astfel, un conducător auto cu vârsta până în 30 de ani cu o mașină cu un motor de 2000 de centimetri cub avea în 2015 o poliță în valoare de 3200 de lei, încheiată pe 12 luni. Din acest an, același șofer va plăti în jur de 3700 de lei.